La scurt timp după ce a fost ridicată starea de urgență, parcurile au fost deschise, iar câmpulungenii au profitat la maximum de această relaxare. Încă de atunci s-a considerat că locurile de joacă pot fi periculoase pentru cei mici, chiar dacă obiectele sunt frecvent dezinfectate, și s-a luat decizia ca acestea să rămână închise. Foarte mulți dintre câmpulungeni au ignorat complet această interdicție, au rupt benzile restrictive și au intrat cu copiii. Invitat al emisiunii Cu cărțile pe față, prefectul Emilian Soare a declarat că este inacceptabil ce se întâmplă și de acum înainte va avea toleranță zero pentru cei care nu respectă legislația. Am reamintit autorităților locale, care din păcate se pare că uitaseră în această perioadă, că de exemplu locurile de joacă nu s-au deschis niciodată. Locurile de joacă sunt închise oficial încă din perioada stării de urgență, iar acestea trebuiau să fie asigurate, marcate ca atare, închise și păzite de către autoritățile locale. Noi le-am reamintit la prefectură lucrul acesta. Și am văzut că în ultimele zile autoritățile locale au început să marcheze acest lucru. Nu vrem să limităm în niciun fel dreptul la ieșit afară, la plimbat, la interacționat, dar trebuie să ne asigurăm că luăm toate măsurile prin care inclusiv copiii vor fi protejați. Pentru că, din păcate, vedeți, se fac aglomerări de oameni, oamenii stau apropiați unii de ceilalți, nu poartă mască, iar lucrul acesta este una dintre cauzele care au stat la baza creșterii destul de accelerate chiar a numărului de cazuri din județ. Sunt trei zone cu probleme pe care noi am insistat și acum le verificăm și facem controle și nu ne vom opri până nu se inversează trendul. În pericol de a fi sancționați vor fi și cei care nu poartă măști în spațiile publice închise. Vizați sunt în special cei din piețele agroalimentare. În acest moment, și asta se întâmplă de zile bune, toate forțele disponibile care au atribuții de la poliție, jandarmerie, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Inspecția Muncii, de la Direcția de Sănătate Publică, de la Direcția Sanitară Veterinară, vă spun, de la Protecția Consumatorului, toate aceste instituții au toate persoanele disponibile în teren. Vă spun, noi am început să facem aceste verificări și aceste controle săptămâna trecută, mergând pe ideea că nu vrem să dăm amenzi, ci vrem să conștientizăm, să dăm avertizmente, să-i facem pe cetățeni să înțeleagă că trebuie să facă două lucruri în această perioadă. Să poarte masca de protecție ori de câte ori ies din casă și să păstreze distanța fizică de un metru, doi metri, cel puțin, de orice persoană cu care se întâlnesc, oriunde s-ar duce. Sunt două lucruri simple pe care noi am vrut să le arătăm oamenilor că le pot face și asta ne poate feri pe toți de această amenințare. În plus, în ultima perioadă am mers și pe ideea de a sancționa, alături de ideea de a conștientiza importanța acestor măsuri, pentru că nu putem să vedem că totuși oamenii știu care sunt regulile și totuși nu le respectă. Și atunci vă spun, nu avem un scop în sine din a da amenzi, dar dacă există persoane care nu respectă regulile, dacă există angajatori care nu respectă măsurile de prevenire la locul de muncă, vă spun că în acest moment se vor da avertizmente, se dau amenzi, nu mai tolerăm niciun fel de abatere în sensul acesta. Și vă spun că am reamintit autorităților locale care, din păcate, aceste măsuri restrictive au revenit în atenția autorităților în contextul în care în această săptămână cazurile de îmbolnăviri cu noul coronavirus au crescut alarmant. În ultimele două zile, în județul Argeș, au fost raportate peste 150 de cazuri noi.